Da, și uite, așa e, cam așa mă duc de la curbă, mai bine de oră, numai pe drum din asta. Mă bucur foarte mult. Ăsta e perfect, tot e mai bun ca asfaltul, care nici pe ăla nu-l calc în picioare, îl doar miros cu picioarele. Doar miros cu picioarele. E și 6-10 minute, 7-10 minute. Deci mai avem încă 50 minute la dispoziție ca să văd care sunt combinațiile. Mai am încă 4 km până în următorul sat. Cât e drumul ăsta? Mă duc. Da. Câmpuri. Și iar câmpuri. Da, spre Tecuci. Mai am undeva la vreo 16 km, să nu dau pe vorbă. La 16 km. Și mai am ceva oraș undeva la 14 km. Deci, nu mă interesează pe mine. La tapă, slăninuca în geantă. Nu mă interesează, încă n-am găsit un loc care să-mi placă, că mă opream. Mă opream. Da, mă duc înainte. Cât e drumul ăsta, mă duc pe el și până la 8. Să văd dacă îmi răsare ceva idee în față, probabil că o ard. Da, cam așa umblu. Am de oră, pe drum din ăsta. Uitați, aici ăsta nu-i bun, dar uitați, e mai sigur ca asfaltul. Sus, 20 cm și ești în groapă. Cam ăsta e drumul. Am fost o grămadă iarăși aici de panou și indicatoare, interzis bicicliștii și băieții ca mine. Am văzut, tă câte doi odată, arăta deja. Deja nu mai arăta câte unul, tă câte doi odată. Da, asta e. Vedem, ne merem noi încolo, în față. Asta este, așa au fost atunci. Acum nu o să fie așa, pentru că vin pe aici. Și mă înțeles, uitați, Tecuci și Doaga. Acolo mă duc. Doaga. Mă duc până aici la primul indicator, nu fac lunga asta. O fac ca de 5 minute, cam să-mi arăt totuși o idee de traseu. Să vă arăt o idee de traseu, pentru că sus nu ai șanse să merg. Nu ai șanse să merg pe nicio parte. Foarte, foarte rău. Nu știu. Asta e. Deci, nu sunt un pic mai largi pentru bicicliști, adică sunt foarte mulți bicicliști care și-ar dori să facă, eu știu, să plimbe pe stradă cum sunt duminica, în multe țări sunt făcute mai largi, mări bicicliști și e, ai nu, tătucă, că e scump asfaltul. Da. Aici sunt. Tecuci Doaga, cred că mai câțiva metri, cred că aici undeva la căsuța asta, cred că mi-arată stop și barieră. Aici nu mai e drum. Să vedem, e gară pe aici. Ar fi avantajoase gările. Pentru mine aici gările sunt avantajoase de dormit. Că nu sunt genul ăla de gări, că plin de gangster și de mafioți. Sunt locuri din astea mai bune, numai că e gălăgie de la tren, atâta. Pentru mine sunt mai avantajoase gările, credeți-mă, decât multe locuri. Multe locuri sunt mai avantajoase, că în gări nu umblă nimeni în gări. Cine să umble în gări aici? Nu-s gările alea mari din țările astea alte, în care umblă lumea. Și nu, aici e altfel, dacă mai dai indicator. Aici și trenul, cred că e gară. Sută asta e gară. Da, oricum, trebuie să-mi caut de aici. Cam de aici așa cam încep să-mi caut. Să văd unde ce, uite, 16 km, Tecuci. Am început de la indicator cu 22, nu-ți mai arăt că 14 și am avut de la 22 de la indicator. Până am ajuns la indicator mi-a dat de cât e aici? Cosmești, mâla sau nu, nici mai văd, Cosmești, Tecuci 16 km, Cosmești 4 km, n-ajung eu astăzi. Aici mă interesează că e tot așa un sat. Care stânga casa, case, închis totul, nimeni nu e acasă, nu sunt trotuare, nu mă interesează sate. M-am obișnuit eu în partea cealaltă, știam că dacă mă duc pe sate, găsesc și siguranță,
curent și alte chestii. Nu mai mă interesează satele. Nici mai fac punct acum planul să ajung din sat în sat. Nu mai mă interesează, chiar. Mă jur că am văzut că niciun plan nu mi-a reușit. Doar de să-mi animat. Te cu 15 km, Tișița 6. Tișița 6 km. I-am zis, de o oră și ceva. În toată n-am făcut un kilometru. 6 km, mai mulți am făcut. Mamă. Uite, ce loc e aici. Oh, gata, s-a terminat drum. Mâncața, sufletul tău. Mircea. Vedeți, asta de aici. Parabolici, mâncava-s. În fiecare geam parabolică. Astea 100% de mafioți, că de cine stau aici. Și asta sociali, copii cu 4-5 copii. Deci eu trebuie să trec de zona asta. Trebuie să trec de zona asta, că știu eu cam cine stau pe aici. Da? Până trec de zona asta, trebuie să o trec. Trebuie să o trec. Să-mi bag undeva în capătul gării. Uite aici. Aici e loc bun de dormit, dar nu mă risc aici. Aici sunt prea multe parabolici. Prea multe perdele colorate. Na. Nu stai. Nu mă risc aici. Și mai ies kinderii pe la plimbare. E tatu soi nate. S-o cordea o gajo. Da, așa e. Așa e, merem noi încolo. Merem noi încolo și mă duc în capătul gării. În capătul gării și acolo, noi probabil, adică în capătul vagonelor mai bine, nu gării. Gara nu este aici. Până la Tecuș nu este gara. Probabil că este la Costești, Cosmești. Probabil că este acolo, că te-a dat cu câșii deja. Nu da pe lapsus. Nu da pe lapsus pe vorbă. Bă, și ce n-am văzut pe aici tirul, ceea ce mă bucură foarte mult. Ia să mă uit în spate, nu-i nimica. Aia, mă bucur că am văzut tirul. Să vedem, să vedem, da, asta e. M-am arătat așa cam ce e pe aici. Băiatul e la treabă. M-am arătat kilometri. Băiatul e la treabă, adică pe traseu. Ora 9 și 10, 15 cu 7 minute. 7 și un sfert. Uite, pe lângă mine depășesc oamenii ăștia. Aia e cea mai mare ciudă la mine. N-am putut depăși nici în față, nici mai în spate, numai că e în direcție cu mine. O să pun curând. Da. V-am pupat, bă, aici e umblat. Au traseu, băieții, nu. Băieții, combinații, le las eu. Uite cât pot tu. V-am pupat, asta e ultimul story pe astăzi, pentru că trebuie să mă grăbesc, într-o jumătate de oră. Am mult de kilometru jumate, să zic, 2 maxim le faci. Așa că să văd 2 km pe ce maxez și ce găsesc mai departe. V-am pupat. Pa, pa. Aici sunt. Dar ce să nu mai fiu. Am pupat.